să se găsească mulțimea tuturor soluțiilor reale, deci x aparține lui r, ale ecuației radical din 1 minus x minus 2x pătrat egal cu minus x minus 1. Prima dată condițiile de extență, și anume care polinomul ăsta de jos trebuie să fie pozitiv, din subradical, minus 2x pătrat minus x plus 1 să fie mai mare ca 0. Iar după aceea, chiar dacă nu-i condiție de extență, dar ca să poți să continui, atenție, radicalul știu că e ceva pozitiv, ca să fie egal cu ceva, pe obligatoriu trebuie să fie pozitiv, că dacă ar fi negativ, pozitiv nu poate să fie egal negativ. Prin urmare, repet, chiar dacă nu-i condiție de extență, ca să poți să continui, voi pune condiția și ca ăsta să fie pozitiv. Hai să o rezolvăm. Rezolvăm întâi ecuația atașată în ecuație de gradul 2. Da? Ăsta e egal cu 0. Cât este x1? Cât sunt x1 și 2? 1. Sau minus radical din 1 minus 4ac, adică 1 plus 8 supra 2a supra minus 4. E egal cu 1 plus sau minus radical din 9 e 3 pe minus 4. Deci avem 1 plus 3, 4 pe 4 e minus 1. 4 pe minus 4 e minus 1, x2, 1 minus 3, minus 2 pe minus 4 face 1 pe 2. Ca ăsta să fie pozitiv, atenție, cum au este negativ, x-ul trebuie să fie între rădăcini, da? Între minus 1 și 1 pe 2. Și mai am și asta, care ce spune? X, trecând dincolo, mai mic sau egal cu minus 1. Adică ce înseamnă? Că x să fie de la minus infinit la minus 1 închis. Deci, iată, scriu condițiile de extență, deci nu m-am apucat să o rezolv, da? De la minus 1 la 1 pe 2, ăsta, și de la minus infinit la minus 1. Prin urmare, condițiile de extență sunt că x-ul trebuie să aparțină obligatoriu lui minus 1. Adică să fie egal cu minus 1. Nu înseamnă că asta e soluția. O înlocuiesc de ce? Dacă acest minus 1 verifică, gata, am și găsit soluția. Dacă x nu verifică egalitatea, înseamnă că x aparține mulțimii vii. Păi iasă, nu? Pentru că iată, singurul x ăsta ar fost. Cât îmi dă? 1 plus 1 minus 2 să fie egal cu radical din 1, egal cu 1 minus 1. Păi 2 și cu 2 fac 0, 0 egal cu 0, adevărat. Prin urmare, singura soluție este x egal cu minus 1. Da? Ce-mi cere mie aici? Mulțimea tuturor soluțiilor reale ale ecuației. Observați, minus 1. Deci răspuns corect, D.